Vrei să mă lași pe mine să te barbieresc? Te poți să ia cu lama de barbieret. E prea mult ori să încep cam. Briciul unde e Tilda? Sunt un gunoi, nu înțelegi. Te rog, ia-le, du-le, fă cu foc până la cercul ele, doar să nu-i mai văd. Nu, tată, nu. Offshore. Dar de ce spui asta? Nici n-aș fi putut să am un tată mai bun ca tine. Dar nu e chiar așa. Credeam că ăsta este cel mai bun proiect. Nici o albine. Ce s-a întâmplat? Au venit ursi. De prune. Ce e aia? Nu-mi place. Păi până nu guși nu ai de unde să știi că-ți place sau nu. Hai, de gustă. Părțim. Acolo unde stau eu este de... Tu vrei să ne părăsim casele pentru o gură de orez? Era culcat pe un geantă afară, într-o încăpere cu lumină orbitoare. Dormea. Potura i-a spunea trupul, îi se vedea doar capul. Avea obraje încă moi și buculați. Chiar dacă slăbise între timp, orbitele ochilor se conturau asemenea unor umbre.
Am apropiat și atunci am descoperit că îi răsese părul de pe o parte a capului. Am făcut un pas înainte și am înțeles motivul. O zonă din spatele urechii, chiar la rădăcina părului, era roșie, înțepătura. M-am împotrivit dorintei de a mă repezi spre el. Era singur, dar știam că se uită la mine. Mă observau mereu, dar din acest motiv am rămas pe loc. Puteam să cred că dormea și să ignor norul alb care rămânea suspendat. Militarii plecaseră, gardurile fuseseră dezmembrate, iar cortul demontat. Cucolul fusese spart și acum cucolul își trăia viața pe cer. Arbinele puteau zbura unde puteau cu totul liber. N-a fost vina ta.